Bună ziua, bine ați venit la Ivești. Suntem într-o podgorie veche, unde au fost fostele iaseuri Ivești, care aveau undeva la 2000-2000 și ceva de hectare de viță de vie. Avem o suprafață de circa 50 de hectare. Anul ăsta a fost un an dificil, cu precipitații foarte numeroase, într-o perioadă critică a viței de vie, perioada înfloritului. Am achiziționat produse de la Syngenta, Orondis-ul, ultrapachetul pentru 5 hectare. Primul an când am, de fapt așa și acum a apărut. Este un produs foarte bun, având în vedere că nu am putut intra la timp. Primul tratament l-am făcut înainte de înflorit cu Orondis și apoi am intrat undeva la 18 zile chiar. Și rezultatele se văd că sunt foarte... foarte bune. Este un produs bun, un produs revoluționar care ne-a ajutat foarte mult anul ăsta și mă bucură faptul că am putut acoperi cu bine acest interval mare de timp între cele două tratamente din perioada înfloritului. Acum o să mergem în a doua parte de vegetație cu tratamentele pe bază de cupru. O să intrăm cu insecticidul Afirm. Avem și niște probleme cu mole în zona aceasta. Fiind și anul, vremea acum foarte călduroasă, vrem să ne acoperim din punctul de vedere al molei a strugurilor, lobezia. Am folosit acum și fungicidul Dinali pentru făinare. Anul ăsta au fost, după cum știți, probleme și făinare, și mană, putregaiul negru. Am încercat să folosim produse bune, de top, după cum v-am zis, ca să putem să avem o recoltă sănătoasă. Colaborăm foarte bine cu cei de la Syngenta. Am achiziționat mereu produsele de top, produse foarte bune. Am luat și Tiovidujetul, care l-am folosit, și Afirmul, și Suiciu, care pentru putregaiul cenușiu. Sunt produse foarte bune și încercăm să păstrăm colaborarea cu cei de la Syngenta.